Isaia 53. Voi da citire la câteva versete din acest capitol, apoi fratele Pit va încheia cu o meditație din cuvânt în această seară. Isaia 53. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Amin. Ocupăm locurile. Domnul Dumnezeul dragostei, care ne-a iubit mai înainte de veșnicii, să își facă lucrarea și în seara aceasta în viața noastră a tuturor. Timpul s-a cam dus. E 9:15. Domnul să ne binecuvinteze și să-și arate lucrarea Lui. Ceea ce am în meditația din seara aceasta, n-am mai vorbit niciodată. Predic Evanghelia din 1935. Înainte de seminar, Dumnezeu m-a folosit, dar ce aș putea să vă spun în seara aceasta? Duhul Domnului m-a luminat să vorbesc despre mântuirea lui Dumnezeu. Avem un altar și avem o jertfă. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, spunea Ioan, care a fost trimis special pentru a-l face de cunoscut pe Domnul. Nu am 3 puncte, ci am 2 puncte. Unul, lucrarea de mântuire e o lucrare dumnezeiască.
Și al doilea punct, cât l-a costat mântuirea noastră a tuturor. Peste prima parte voi trece în fugă. A fost o lucrare dumnezeiască, plănuită din veșnicii, mai înainte de a fi lumea. Dumnezeu a făcut un plan veșnic, cei ce caută să cerceteze Efeseni, capitolul 1, versetele 4 la 11. Un plan de mântuire. Deci e cea mai veche din lucrările pe care știm că le-a făcut Dumnezeu. Plănuirea mântuirii noastre a tuturor. În al doilea rând, e cea mai cuprinzătoare lucrare. Ea e pentru toată lumea. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu ca jertfă. Lucrarea de mântuire e cea mai costisitoare lucrare. Dumnezeu și-a dat pe Fiul Său pentru mântuirea noastră a tuturor. Nu știu în ce măsură sunteți voi gata să vă opriți din gândirea la celelalte lucruri și să cugetați la această lucrare măreață, măreață. Apostolul Ioan, aproape jumătate din Evanghelia sa, o dă pentru această lucrare, lucrarea de mântuire. Apostolul Pavel spune, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. E lucrarea cu cele mai mari rezultate. Vă las să vedeți rezultatele astea când vom ajunge cu toți acasă și vom sta la masă cu Avram, cu Isaac, cu Iacob, cu toți sfinții, în moștenirea sfinților în lumină. Și lucrarea de mântuire e cea mai durabilă. E pentru veci de veci. Un lucru are valoare întotdeauna în raport cu durabilitatea. Cugetați! Lucrarea de mântuire e pentru toată veșnicia. Eu în vremea din urmă am ajuns să stăruiesc de frații mei și de lucrători și de cei care mă ascultă să fie credincioși până la capăt.
Dar viața creștină n-are capăt. Suntem mutați de aici și continuăm. Cine crede în mine, spunea Domnul Iisus, nu moare, ci a trecut din moarte la viață. Lucrarea de mântuire nu numai că e cea mai durabilă și deci ar avea prețul cel mai mare, dar e și lucrarea cea mai glorioasă. Nu încerc să vă spun cât de glorioasă e această lucrare. Încântarea este loc pregătit pentru cei credincioși. La versetul 3, mi se pare, spune străluciri ce în veac n-or pieri. Eu la tine în veci voi gusta. Străluciri, minunății glorioase. E cea mai validă lucrare. Dumnezeu nu poate să mintă. Prin Hristos Domnul a spus că ne iubește și prin El că ne mântuiește. E lucrarea care cere prețul cel mai mic din partea noastră. Să nu dai niciun ban. Mi-aduc aminte, frații, un grup de frați de la frații care lucrează în partea nordică în Moldova, frații menoniți am fost pe la ei și ei au mers cu un grup de coriști și cântau fără bani și fără plată, Dumnezeu dă mântuirea. Dumnezeu nu cere din partea noastră decât numai credință. Ce a putut să facă tâlharul de pe cruce? Ce ar fi putut să dea? Nimic. Probabil că înainte de a fi întemnițat, prins și judecat, condamnat, l-a auzit pe Domnul Iisus vorbind despre faptul că El are să vină să-și ia împărăția. Și pe cruce El s-a oprit, a cugetat puțin și apoi a spus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția Ta. Și Domnul Iisus i-a spus, astăzi vei fi cu mine în rai. A putut El să dea ceva? Nimic. L-a crezut doar pe Domnul Iisus. Moody odată, într-o predică, a spus că fiecare păcătos poate să primească mântuirea prin credință, cum a primit-o tâlharul de pe cruce. Și în biserica lui era o doamnă care era bogătașă și a dat
sume mari pentru biserică și a făcut lucrări și la terminarea serviciului s-a dus la el la ușă, a dat mâna cu el și a spus: eu nu prefer o așa mântuire ca a tâlharului. Eu am făcut pentru Dumnezeu multe lucruri. Și Moody a spus: dacă dumneata te bazezi pe ceea ce dumneata ai făcut, nu vei ajunge în cer. În cer ajung numai cei ce primesc lucrarea care a făcut-o Hristos Domnul și tu să o primești prin credință. Acum, lumea noastră în general spune că ei cred în Domnul Iisus. Credința lor nu e credința evanghelică. S-ar putea și pe aici să fie printre ascultătorii mei sau printre cei ce vor asculta prin intermediul internetului, unii care spun: dar noi credem în Iisus, noi credem. Ei cred în despre Iisus, nu în Iisus. Deosebirea e mare. Unul peste un râuleț poate să fie o punte, o scândură mai tare și să treci de o parte pe cealaltă. Una e să ai credința că există punte, o vezi. Și alta e credința în punte. Pui piciorul și treci de pe malul ăsta pe malul celălalt. Simplu ca bună ziua. Dar e o deosebire enormă. Lumea de astăzi are credința despre existența istorică a Domnului Iisus. Numai cei ce au credința în Hristosul, Mesia, Fiul lui Dumnezeu, care s-a jertfit pentru păcatele noastre pe altarul Golgotei, numai aceia vor putea să se bucure de mântuirea lui Dumnezeu. E lucrarea cea mai neglijată. Dumnezeu a săvârșit lucruri mari. Constelațiile, galaxiile, enorme, enorme. Un astru, de exemplu, și oamenii l-au cercetat, astronomii, și l-au socotit, și l-au privit, și are mărimea, diametru, ca de la Pământ la Soare, de 4 ori. Deci dacă ar fi ca un balon în lăuntru acelui astru, ar putea să existe soarele și pământul, și pământul să se învârte în jurul soarelui pe traiectoria care o are astăzi și n-ar ajunge decât la jumătate. Dar nu aceea ne interesează pe noi. Pe astronomi aceea interesează, dar își bat joc mulți dintre astronomi de toată lucrarea de salvare a Domnului Iisus. E cea mai neglijată lucrare. Și e lucrarea care
are consecințe eterne. În Apocalipsa, capitolul 7, versetul 9, 10, mulțimea răscumpărată care vin din necazul cel mare în cer strigă sau cântă: mântuirea este a Dumnezeului nostru și a Mielului. Are consecințe eterne. Dar iau partea a doua. Cât l-a costat pe Dumnezeu și pe Domnul Iisus, eu și Tatăl una suntem, spunea Domnul Iisus, cât l-a costat mântuirea noastră? Ca să poată să săvârșească mântuirea plănuită de Tatăl din veșnicii, mai înainte de a fi lumea, Domnul Iisus a trebuit să se dezbrace de gloria care o avea în ceruri. În epistola lui Pavel către Filipeni spune că Domnul s-a dezbrăcat de slava care o avea. Nu putea să vină cu slava care o avea, pentru că ne-ar fi pierdut, în loc să ne mântuiască, ne-ar fi pierdut pe toți. Slava care o avea, o va avea toată veșnicia. Dar în rugăciunea din Ioan 17, el se ruga pentru ca Domnul să-i redea slava care o avea. Ce l-a costat? A luat chipul de rob, născut la Betlehem. Unde? În palat? Nu. Născut și culcat într-o iesne. Vedeți, e greu pentru mintea noastră să priceapă că Fiul lui Dumnezeu să fie născut în staul. În moment ce Dumnezeu poate totul, cum de a îngăduit ca Fiul lui să se nască într-un staul de vite? Într-un psalm se spune că Dumnezeu își ascunde lucrările lui. Dumnezeu locuiește în întuneric, e nepriceput. El, lumina dumnezeiască, locuiește în întuneric. Fratele Radu a căutat să-i explice întrucâtva. Dumnezeu în mod hotărât l-a predestinat să se nască în staul. În alte cuvinte, l-a ascuns. Dacă s-ar fi născut cu o stea în frunte, probabil că și Irod ar fi mers să-l vadă. Așa,
a zis că are să meargă, dar după ce îl văd magii, atunci se ideea de știre. El avea gând să-l omoare. Dacă s-ar fi născut Costea în frunte, s-ar fi speriat și n-ar fi căutat să-l omoare. Dumnezeu l-a ascuns însă. Apostolul Pavel ne spune că a luat chipul de rob, de sclav. Sclavii se nășteau în staul sau în grajduri. Hristos Domnul a luat chipul de rob pentru mine și pentru tine. Pricepem noi ce înjosire, ce coborământ a făcut Domnul Iisus de la starea Lui de Fiul al Lui Dumnezeu, căruia îi se închinau oștile, miriadele de îngeri, de serafim, de heruvim, de arhangeli, să coboare în lumea noastră fără glorie. Mai mult, lumea noastră era păcătoasă. Ce grea trebuie să fi fost adaptarea Domnului Iisus într-o lume păcătoasă. Și El a făcut-o pentru mine și pentru tine. În seara aceasta vă las, timpul nu mi-ajunge ca să dau detalii în privința aceasta, dar cugetați voi. Când El cel Preasfânt a venit într-o lume păcătoasă care îl blestema pe Dumnezeu, care era dușmană a lui Dumnezeu, ce greu i-o fi fost! Și a ales 12 ucenici. Pricepeți voi greutatea care a avut-o? Ucenicii erau din lume. Ori fi avut o formă a religiozității evreice, dar mult, mult prea departe de ceea ce ar fi trebuit să aibă în fața Domnului. Odată, după schimbarea la față, când Dumnezeu a spus, El e Fiul meu în care îmi găsesc plăcerea, coboară însă de pe munte și jos în vale sunt ucenicii cu mulțime de popor care îl aștepta. Și un tată fuge în fața Domnului și îl roagă să aibă milă de copilul lui. Dar a dus și ucenicii n-au fost în stare să-l vindece. Și Domnul Iisus are acolo o scăpare. O, până când voi fi cu voi? Societatea păcătoasă în care trăia era de suferință. Prorocul Isaia spunea, e obișnuit
cu suferința. Încă un lucru. Prorocul Isaia spune că a fost disprețuit. Și așa de disprețuit încât îți întorceai fața de la el. Stau și încerc în mintea mea să îl privesc. Îți întorceai fața de la el. De ce? Isaia, în capitolul 52, ultima parte, spune că fața lui era așa de schimonosită, încât nu puteai să o privești. Și asta pentru mine și pentru tine. Cugetați la lucrurile astea. Mergeți acasă și în sinea voastră, în lăuntrul vostru, judecați-vă pe voi înșivă. Disprețul lui a fost din cauza mea și din cauza ta. Și mai mult, el a fost drobit. În Isaia 53 se spune că a fost drobit pentru păcatele noastre. Și tot în Isaia 53 se spune: Dumnezeu a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferințe. Frații mei, surorile mele, cugetați la prețul acesta. A fost așa de disprețuit, așa de zdrobit din pricina păcatelor mele. Dumnezeul cel prea sfânt nu putea suferi păcatul. Și în Hristos Domnul tot ce s-a petrecut a fost zdrobirea, pentru că m-a înlocuit pe mine. Eu trebuia să ispășesc osânda păcatelor mele. Zdrobit pentru fără de legile mele. Și mai mult, el a fost răstignit pe cruce ca sângele lui să fie vărsat spre iertarea mea, spre iertarea ta. Îl privești tu în cugetul tău pe Hristos Domnul însângerat, zdrobit. Americanii, când s-a turnat filmul Suferințele Domnului în vremea din urmă, au reacționat și au spus: e prea grozav, nu puteau suporta să-l vadă. Cel care a conceput artistul dădea numai forma suferinței și oamenii forma nu o puteau suporta. Dar ce a fost cu Hristos Domnul, care a suportat realitatea
suferinței? El a fost omul desăvârșit. El n-a avut în trupul lui pielea tăbăcită ca să nu îl doară. Eu când săpam cu hârnețul, aveam, făceam bătături și băgam acu și nu simțeam nicio durere. Bătătura făcea ca sensibilitatea să dispară. El a simțit orice, cunoștea gândurile oamenilor. Și toate l-au îndurerat. Și când era pe cruce, sângele a țâșnit. Ranele la mâini, ranele la picioare și ultima rană cu sulița au vărsat sângele lui. Dacă astăzi eu pot să cânt, sunt mântuit, sunt mântuit prin sângele Mielului, sunt mântuit pentru că El a plătit prețul. Pic, pic, pic și sângele Lui a căzut pe pământul ăsta blestemat de Dumnezeu. A căzut ca să mă mântuiască pe mine și să te mântuiască pe tine. O, Domnul, să ne deschidă ochii minții noastre ca să putem să înțelegem lucrarea măreață, glorioasă și eternă săvârșită de Hristos Domnul pe Golgota. Și-a dat viața Lui ca să o mântuie pe-a mea. Și încă un lucru, dar îl numai îl pomenesc, a fost părăsit de Tatăl. Pricepeți voi asta? Se spune că Luther cu Biblia în față a stat și a cugetat la cuvintele Eloi, Eloi, lama sabachthani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Și după două ore, ca năucit, s-a ridicat și a spus, cine poate să priceapă lucrul acesta? Eu nu-l pricep. Vă las pe voi să cugetați, dacă puteți să-l pricepeți. E prețul depus spre mântuirea mea, a sufletului meu și a sufletului tău. Și dacă aici sunt unii care până astăzi n-au primit mântuirea, îi întreb, vrei și mai departe să îl disprețuiești? Vrei și mai departe să nu-l bagi în seamă? După a câtea predică ești gata
să-L primești ca Mântuitor și Domn? O, Domnul, să aibă milă de noi! Apostolul Pavel spune că el, prin descoperire dumnezeiască, a ajuns să-L înțeleagă și să-L cunoască pe Domnul. Voi, cei ce aveți copii sau frați sau surori sau prieteni care nu-L cunosc pe Domnul, rugați-vă ca Domnul să le deschidă ochii, să înțeleagă jertfa nespus de scump, jertfa glorioasă a Domnului Iisus Hristos. Rugați-vă pentru aceasta. Și cei ce eu am încercat să vă împărtășesc doar câteva gânduri, direcții în care să cugetați, e vinerea mare, vinere de cugetări, vinere în care pe altarul Golgotei, pe o cruce făcută de oameni. Asta e ce am avut noi la Golgota. Crucea torturării Domnului Iisus. Și unii au ajuns ca să o îndumnezeiască și să închine crucii. Dar îl bleastă-mă pe Hristos care a murit pe cruce. O, Doamne, ai milă! Eu îi mulțumesc că am avut o zi când, cercetat de Duhul Sfânt, am ajuns să-L cunosc pe El. Am ajuns să-L primesc pe El ca Mântuitor și Domn al vieții mele. Copil ți-e pare nepriceput, dar am priceput că El mă cheamă și dă mântuirea Lui. Și-i mulțumesc, îi mulțumesc. I-am mulțumit de mii de ori și voi mulțumi veșnicia fără capăt. Doamne, ajută-ne să înțelegem valoarea nespus de mare a jertfei de pe gol. Ne ridicăm și mulțumim. O, Hristoasă Doamne, Fiu al Dumnezeului prea înalt, ne închinăm și-ți mulțumim din adâncul sufletului nostru. Că dacă n-ar fi fost lumina Evangheliei tale și astăzi, nu știm și nu vrem, Doamne, să ne gândim pe ce cărări păcătoase am fi fost. Dar îți mulțumim și eu îți mulțumesc în mod deosebit că până la clipa aceasta, mâna ta cea bună, care a fost perforată pentru mine, m-a păzit, m-a ocrotit și m-a binecuvântat.
a ta și numai a ta fie toată gloria acum aici pe pământ și când vom ajunge acasă pentru veci de veci. Să fii glorificat. Amin.